Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem în direct pe Facebook, suntem în direct pe YouTube și acasă la dumneavoastră pe micile ecrane. E 26 august, o zi de luni, stau aici pregătită să intrăm în direct și geamul e deschis, aud pescărușii. N-am prea înțeles eu cum au ajuns pescărușii în mijlocul Devei, dar cum trăim vremuri altfel, cred că și păsările s-au hotărât să vină la Deva. Mai poți să știi, poate apare marea, că pescăruși avem. Nu știu, găsim, vedem. Eu m-am hotărât astăzi, dragii mei, să plec în concediu. M-am pregătit, așa, mi-am pus saboței, mi-am pus rochie și vreau să plec în retezat. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! Sunt echipată, da? Sunt bine pentru retezat. Nu? Nu? Bună, mi-am luat și ochelarii de soare, uite. Cum, nu sunt bine de retezat? Cu ochelari de soare, ia să... Sau o să facem niște poze? Am și poșeta, da. Da, nu, nu, nu e pe bine așa, nu e bine să plec așa la munte? Uite ce ai de mine și de mine, la mare, la mare înghesuială. Nici cum nu-i bine cu oamenii ăștia, m-am hotărât și eu să plec la munte și nici cum, nici cum nu mă lasă Rosi. Rosi mi-a adus imagine aici, în platou din retezat, de la Pietrele, de la lacul Bucura. Și Dorela la fel pune, postează poze, m-am hotărât și eu să merg în retezat și oamenii ăștia nu mă lasă. Nu prea înțeleg eu de ce nu sunt bune hainele, are și niște poze, nu vedeți, oameni buni, nici cum nu-i bine. Nu știu dacă Rosi are dreptate sau nu, m-am asigurat că cineva specializat o să-mi spună dacă sunt echipată bine de munte și am rugat să vină alături de mine în această dimineață, aici la Deale Dimineții, să-mi povestească dacă așa se merge în retezat, în rochiță de mătase și pe tocuri. Bună dimineața, Ovidiu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, Doru! Bună dimineața, bine v-am găsit! Doi dintre curajoșii județului Hunedoara, dragii mei, pentru că în această dimineață să vorbim despre curaj, dăruire, pasiune, antrenament și multe altele. Nu știu, cred că echilibru mental, echilibru sufletesc, sport. O să vedem despre toate astea, ce fac oamenii ăștia și cum își găsesc ei echilibru și de ce nu merg la terapeut. Eu, întrebarea aia, știți, cum, nu te iubești pe tine însuți și îți riști viața să o aperi pe altele? Nu ești tu mai important? Ce înseamnă spiritul de echipă? Ce înseamnă să te poți baza pe omul de lângă tine și cum se creează aceste legături între ei? Despre toate acestea în această dimineață la Deale Dimineții, Ovidiu Bodean, îl știm cu toții, el vine la noi la Hunedoara 1 TV, este foarte bun prieten cu Petronela Tămaș și vine destul de des să ne povestească din punct de vedere financiar și cum se stă cu chestiile astea, știți că el se ocupă, ești șef serviciu sau ceva de genul, da. Da? Corectează-mă unde greșesc. Director al Serviciului de Salvare Montană și Speleologică Hunedoara. Salvamont Hunedoara, mai pe scurt, așa ne place să spunem, așa cum la nivel național salvamontul l-am botezat într-un fel, Salvamont România, pentru că reprezintăm o țară și o națiune și o echipă mai mare, așa un pic. Și Doru Obrișoni, dragii mei, descoperi și eu pe Google probleme, bă, pentru că a fost pe ultim monitor de schi, a fost pe ultima sută de secunde au intrat în studio, monitor deschis, scafandru nou, asta iară e pe mintea mea blondă, ci caută un scafandru județul Hunedoara, unei marea, că avem pescărușii. Avem peșteri cu apă. Vedem asta imediat, nu povestesc. Aceți aminte și că eu am descoperit și scafandri de la ISU și atunci am avut un șoc. Și scrie aici, șef serviciu, dacă zic bine, Salvamont Montan, formația Salvamont Hunedoara.
SPISSJ, prea serviciu, multe. Serviciu Public Județean Salvamont. Eu sunt șeful de serviciu de, în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont. Ca fiecare dintre noi facem parte dintr-o formație care este, noi avem două formații mari și late pe în județul Hunedoara, formația Retezat Hunedoara și formația Valea Jiului. Bineînțeles că noi coordonăm toată activitatea de salvare montană la nivelul județului Hunedoara, deci facem parte și din formația Valea Jiului și din formația Retezat Hunedoara, doar că formația Retezat Hunedoara fiind mai aproape de noi, de area noastră unde noi ne desfășurăm activitatea, atunci suntem inclusiv voluntari în cadrul formațiilor din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont. Deci faceți și voluntariat. Facem normal. Și voluntariat. Noi suntem, eu șef serviciu, angajat pe funcția de șef serviciu, Ovidiu pe funcția de director, dar în același timp suntem și voluntari în cadrul formațiilor. Eu nu știu de unde au oamenii atâta curaj, dar o să și scafandre. De ce? Că am întrebat de scafandre. Păi în cadrul echipei Salvați Peo avem peste 1000 de peșteri în județ, multe cu apă. Și atunci am dezvoltat și latura asta speologică, unde ai nevoie de oameni care să treacă de așa să dintr-o cameră într-alta pe niște sifoane, da? Și ce trebuie? Oameni de scufundare, scafandri, pregătiți și așa mai departe. Și uite așa am ajuns și câțiva dintre noi scafandri, cei care nu au fobie de adâncuri și de alte chestii și aici trebuie să întrunești anumite calități. Dar suntem undeva la 4-5 membri ai formației scafandre. Mulțumesc, Rosi! Deja am văzut câteva poze pe care le-am primit cu amabilitatea lui Ovidiu. Ieri la Păinița Voinii n-am avut semnal, am văzut materialele abia când am ajuns ieri după masă, ieri către seară acasă. Impresionante pozele. Ai ținut cont de dorința mea și mi-ai trimis poze cu mașinuțe. Bine, eu îi ador, sunt mereu fascinată de ce fac acești oameni, pentru că mi se pare mult peste limita admisă a curajului să-ți riști viața pentru a salva o altă viață. Aici nu doar ei, mai avem și mai sunt. Eu am un respect deosebit pentru cei care îmbracă o haină militară, o uniformă, să spunem așa. Ei nu sunt militari, fac asta cu totul voluntar din sufletul lor și o să vedem în această dimineață de unde au găsit ei curajul, că începem cu aia, cu întrebarea aia, da, și ajungem și dacă sunt bine echipată. Stați puțin că n-am deviat de la subiect, dar prima dată vreau să vedem cine sunt de fapt acești oameni și unde s-au născut, să ne dăm seama de unde se naște curajul. Unde te-ai născut, Ovidiu? De unde ești? Hunedoara. Ești Hunedoara acasă? Hunedoara, Hunedoara, da. Hunedoara, Hunedoara, sunt băștinași, cum aș spune. Hunedorean. Și de unde au început acțiunile astea? Păi, să spunem așa, din școală, din școala primară, pe urmă liceu, mi-a plăcut să merg pe munte și mi-au plăcut sporturile. Așa, ca o paranteză, salvarea montană încununează mai multe sporturi. Te rog. Deci aici trebuie să fie un pic mai complex decât Nu e un club sportiv sau un sport anume, e o echipă, o familie, aș spune, și partea de pregătire, cum am spus, încrunează mai multe sporturi. Și aici începem cu orientarea turistică, alpinismul, schiul, bineînțeles, condiția fizică care trebuie să o ai și trebuie să o menții, și în ultimul rând, pregătirea medicală, care e, aș spune, de bază. Degeaba ajungi foarte repede la un accident dacă nu știi ce să-i faci. Și asta una, și nu trebuie să ajungi singur niciodată. Trebuie să ajungi în echipă, pentru că totul se face și se petrece în echipă. Da, cum am spus, am început de pe băncile școlii. Am fost văzut de unul dintre, pe vremea aceea, băieții de la Salvamont, porecla lui Pele, el m-a adus în Salvamont, era pe vremea lui Pif,
antrenor, șef de formație la Hunedoara, pe urmă Nelu Schiau, Dumnezeu să-l ierte. Acum câți ani? Hai să nu trecem la cifre din asta așa, cu câți ani, da, pe vremuri, multe pe vremuri. Înainte, da. Și am activat ca voluntar în formația locală Hunedoara, care acum nu mai există, din păcate. După care, mulți ani încoace, de când a fost reglementată ca meserie, meseria de salvator montan, m-am mutat către județ. Și uite așa toate. De profesie am făcut cu totul și cu totul altceva. Am lucrat în combinat, la Institutul de Proiectări din combinat, inginer. Dar uite că m-am dus așa pe o latură din asta mai extremă, să spunem. O întrebare. Când ai dacă ți-aduci aminte, când ai călcat prima dată pe munte? Prima dată și prima dată pe munte, așa mai oficial, să spunem, eram în... Când ai călcat prima dată neoficial pe munte? Când bine, oficial, neoficial, fiind... eram într-o excursie cu o profesoară de geografie foarte bună la vremea aceea. Cred că și acum ar trebui acești profesori încurajați. Adică, fiind profesoară de geografie, îmbina teoria cu practica foarte mult. Și ca să ne dăm seama ce înseamnă muntele cu altfel de faună și floră decât cea pe care o întâlnim des în oraș, ne-a dus la munte și ne-a explicat acolo exact pe teren ce înseamnă muntele și fiecare plantă și arbore și așa mai departe. Și a fost primul contact cu... Țin minte, la cabana Pietre, era o cabană pentru mine deosebită pe vremea aceea, da, că nu văzusem altele. Între timp s-au mai schimbat. Deci primul contact în școala generală, da. Și ce te-a făcut pe tine prima dată să-ți dorești să, înainte să devii salvamontanist? Nu m-am gândit la faptul că mi-aș dori să devin salvator montan. Nu, mi-a plăcut mult de pur și simplu și de atunci m-am gândit că ar fi bine să merg mai des și să, ca orice copil, să explorez, să văd ce e și acolo, ce e pe valea, ce e pe vârful ăla, cum stă treaba cu alpinismul, cu schiul și cu alte sporturi din astea. Deci nu m-am gândit neapărat. Pe urmă a venit, așa să zic, de la sine. M-a văzut colegul ăsta și prietenul meu și a zis, băi, nu vrei tu să vii la salvamont? Uite, așa îți place să bântui pe munt și să... Așa, hai! Da. Da, frumos! Mergem la Doru. Doru, unde te-ai născut? În Hunedoara am născut. Nu pot să cred. Toți oamenii mișto să nu... Câți hunedoreni aveți la Salvamont? Păi jumătate din Agost. Jumătate din echipă, că cealaltă jumătate în Valea Jiului. Am înțeles. Localnici. Păi așa, asta e o calitate. Adică te naști într-o zonă pe care trebuie să o cunoști și o știi foarte bine. Ca să devii și salvator montan, trebuie să cunoști toate unghierele și toate cotloanele județului, așa a munților și a țării, aș spune eu, dar în primul și în primul rând a județului, pentru că aici ați desfășurat activitatea. Deci te-ai născut la Hunedoara. M-am născut la Hunedoara. Am bunici de la Lunca Cerni, din munții Poiana Ruscăi. De mic copil eram în vacanțe acolo, deci eram toată ziua pe dealuri, pe... Munțișori. De-aia am spus dealuri, munți mai puțin spus, dar în vacanțele de iarnă eram la țară, în vacanțele de vară la țară. Între timp făceam și sport, am făcut sport de performanță, să spun așa. Ce sport? Am făcut fotbal, după care am făcut box. Și așa am început, aveam o condiție fizică foarte bună. În salvamont, cum a spus și Ovidiu, trebuie să ai o condiție fizică foarte bună. Pe degeaba și oricum pe zona montană nu înseamnă că dacă alergi bine în oraș, ești și bun la mers pe munte. Se dezvoltă, bineînțeles, și dezvolți alți mușchi pe care nu i-ai văzut niciodată și n-ai crezut că există în organism așa ceva. Dar te ajută foarte mult dacă ai o condiție fizică bună în zona rurală, cum și pe zona montană. Atunci am început dintr-o pasiune. Prima oară am fost cu salvamontul, eram în facultate și cred că 99-2000
Am mers prima oară cu băieții de la Salvamont, eram anul 2 de facultate. Am făcut o tabără în retezat la Rotunda. Rotunda, cabana Rotunda a fost a cabana lui Ceaușescu, cum zicea toată lumea. Da, da, da. Și pentru o refacere de trasee a fost viitura aceea mare, nu mai știu exact, 99-2000, nu știu exact când a fost. Și am început cu refacere de trasee. Ne-am plecat de la facultate, a fost în timpul practicii, trebuia să efectuăm practica, pentru că nu mai aveam unde să mergem, ce să ne arate, ne duceam combinat și ne zicea aici a fost furnale, aici a fost oțelărie, atunci am luat-o pe partea asta. A fost altă. O idee foarte bună a câtorva profesori de la Institutul de Inginerie din Hunedoara, adică se duceau în combinat și de frică să nu li se întâmple ceva, mai bine îi trimiteau acasă decât să stea acolo. Și atunci, bă, dar de ce nu veniți voi în munte, aer curat, mai refacem un traseu, mai învață și copiii ăștia ceva? Și atunci prima tabără a fost cu ei la Rotunda. Am refăcut traseul de la, de jos de la baraj până în Poiana Pelecii, era drumul absolut praf. Și na, lumea trebuia să meargă pe undeva. Am țin minte că cu grupa lor am construit 8 podețe de traversare a râului, pentru că drumul nu mai exista și atunci trebuia să treci ba într-o parte, ba într-alta a râului, pe unde mai era acces posibil. Și 8 podețe am făcut împreună cu ei. Bine, aveau și un profesor un pic mai, să zic așa, strict. Că la un moment dat te-a pus prin pădure, erau niște pădurici pe jos pe unde trebuia să evităm zona cu apă și ca să se vadă bine pe unei ipoteca le-au pus să facă ca un fel de alee, așa cu pietricele mici pe margine. Păi domn profesor, bine, nu ai bagă, e parc național, nu trebuie să amenajăm chiar în halul ăsta potecile. Profesorul cred că era de la oraș, clar, că ne punea să dar zici bine, că eram în oraș, dar marcam drumul, mai făceam de jur împrejur numai pietricele. Erau mai disciplinați și numele, ca să-i disciplineze un pic. Ia. O parte din noi eram și un pic mai rebeli, să spun așa. Noi nu participăm la asta. Noi ne duceam la, cu băieții de salvam la tăiat cu drujba. Eram fiecare, că fiecare avea treaba lui. Și noi făceam parte din grupa cealaltă care ne plăcea cu drujba să facem total opus ceea ce vroia el. Și atunci mai mult ținea fetele de partea asta, că zicea că de pus pietrice. Da. Zicea că ele știu mai bine. No, Rosi, dragă, sunt îmbrăcată perfect pentru pus pietricele. Mergem imediat mai departe. Hunedorenii noștri sunt pe recepție, așa cum Daniela Enea ne spune, Vasile ne spune de data asta primul. Bună dimineața, salutări invitațiilor dumneavoastră, mulțumim Vasi. Daniela Enea ne spune bună dimineața, doamna Adriana Furcă ne spune bună dimineața, o săptămână binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări, stimă și respect tuturor, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana, că așa e. Oamenii ăștia chiar au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Vasilica Mocan ne spune bună dimineața și sunt sigură, am văzut că mi-apăreau la un moment dat vreo 4 mesaje noi pe care nu le văd, probabil o să ne intre dacă mai intrăm și mai ieșim de câteva ori, nu toate mesajele le văd în direct. Eu sunt numai bine îmbrăcată, dragii mei, să plec pe munte, eu așa cred, măcar l-a pus pietricele, știți că până la urmă, dacă nu sunt în stare să... Eu recunosc, am fost înretezat doar prin ochii, Rosi râde, să știi că, virgulă, casca mea s-a oprit, numai că vorbești mai tare. Să te auzim, Rosi, râde că la ansamblu n-am ajuns la repetiții, nici în retezat nu cred că o să ajung. Dar pentru peisajul care ești pe televizor, ești foarte bine îmbrăcat. Adică stai, te uiți la ecran, e perfect. Așa-i? De ce să nu pot merge în retezat așa îmbrăcată? Uite ce o să, o să dai seama că... ce poze de Facebook o să am. O să râzi că sunt, hai să spunem, persoane, să nu zicem alte cuvinte, care chiar încearcă cu echipamentul ăsta așa cum e al tău. Bine, nu ieftin, că nu ieftin, da. Așa,
dar care e total anapoda și nu e caracteristic pentru o drumeție, să spun, nu mai mult de drumeție, în zona montană. Na, sunt și mai sunt și noi sperăm să nu mai fie, dar din păcate o să mai fie și asemenea personaje care o să vină, ba cu opincuțe, ba cu sândăluțe. Are dreptate, rău să zice, tot să urci pe munte doar dacă te cară cineva în spate. Și așa e, dragii mei, da, nu urc pe munte, să nu le dau de treabă la oamenii ăștia, că e cu siguranță de urcat, o urca eu, da, de coborât, noi sigur te mă în jos, nu în sus. Da, da, ei, da, da, Doamne, exact, perește. Am zis, am spus. Salvamont, județul Hunedoara, sistemul de alarmare accident montan, și scrie așa, 0, linie, Salvamont în cuvinte, adică 0, liniuță, 7258266668, sper să nu sunați simplu, niciodată. Fiecare literă corespunde unei cifre de pe tastatură, e unul din dispecerate, că cel mai simplu e 112 și intră direct în legătură cu noi. Dragii mei, trebuie să știm în primul rând că dacă mergeți îmbrăcați pe munte așa cum sunt eu îmbrăcată în această dimineață, cu ochelarii de soare, că acum i-am pus pe hăia de citit, cu siguranță o să aveți nevoie să știți că în momentul în care sunați trebuie să spuneți exact 0725826668. Da? Îți trimit poza, dacă vrei, e exact cuvântul Salvamont, Rosi vrea să-l pună pe ecran, mulțumim, Rosi, i-am făcut un print screen de la ei de pe pagină, aici scrie exact cum ar trebui să ne comportăm în astfel de situații dacă plecăm așa cum sunt eu îmbrăcată în această dimineață și avem aici, dragii mei, când vă hotărâți. E foarte ușor dacă vă hotărâți să mergeți la munte, nu contează că e straja, că e retezat, că e vară, că e cald, că e ploaie, că e primăvară. Scriu băieții ăștia aici reguli de comportare în zona montană și cred că ar trebui să le citim cu foarte mare atenție. Să ne alegem traseul pe măsura pregătirii fizice, psihice și tehnica celui mai slab din echipă. Și puteți continua, nu vreau să răpesc, vreau să, din emisiune cu cititul, puteți, găsiți, insist, nu plecați pe tocuri. Eu m-am dus odată pe Transfăgărășan, dar acolo m-am dat jos din mașină, mi-a făcut o poză și m-am urcat la loc, n-am făcut niciun traseu. Haideți să nu le dăm de lucru, haideți să mergem să-i vedem doar în zilele acelea frumoase alături de și să mergem alături de ei, să-i întâlnim doar când se antrenează. Și Rosi, când ai timp și poți, după ce ai, te rog să dai drumul la imaginile, da, pe pagina ei. Noastră găsesc toate informațiile pe care de le Facebook al Salvamontului. Plus că este o aplicație foarte, foarte bună, Zero Salvamont se numește, sau Salvamont Vodafone, acum asta e, să-i spunem, pentru că ei au ne-au sponsorizat și mențin acea pagină. Acolo găsești informații despre trasee, despre vreme, despre pârtii deschise, starea pârtilor, starea cabanelor, dacă sunt deschise, unde sunt deschise. Deci toate traseele din țară, indiferent de zona în care ești. Și în ultimul rând e o aplicație unde te loghezi, îți faci un cont și cu un simplu click îi dai drumul la aplicație în timp ce tu ești pe munte, iar dispecerul nostru te vede în timp real unde ești. Dacă se întâmplă ceva, apeși butonul de SOS și noi te detectăm fără, cu o acuratețe de câțiva metri. Foarte frumos. Avem foarte multe imagini și vreau să-l rog, ai avea instalată prietenul tău când ați fost sus la munte, da? Rosi povestea despre, îmi povestește, pentru că exact cum spunem, eu nu merg, dragii mei, decât până unde se termină soseaua. Eu recunosc, nu sunt în stare, stau acasă. Credeam că vrei să mergi la munte, te uiți prin ochii celor care sunt pregătiți pentru asta, iar eu nu mă simt pregătită. Și dragii mei, dar aveți echipamentul adecvat, ochelarii, din tot ce a spus până acum, ochelarii de soare fac parte din vai, te iubesc, Doru, deci, mulțumesc. Ochelarii de soare sunt perfect. Nici ăștia nu cred că sunt corespunzători, ar trebui să fie din aia cu elastic, așa e, ca să-mi rămână pe cap în cazul în care mă întâlnesc cu o petricică. Da, vă ajută dacă aveți elastic la ochelari, dar important e să fie ochelari de soare, mai ales pe zonă și pe timp de iarnă și pe timp de vară.
Dacă îți spun că am locuit vreo 7 luni în Davos, ce zici? Am văzut și salma montiștii de acolo și povestim odată. Sunteți extraordinari pentru că aveți sfert, nici sfert, mă uit la voi de câțiva ani, asta a fost dorința mea, eu am văzut ce fac salma montiștii și într-o țară ca Elveția, iar voi, la voi lipsa echipamentelor, nu știu de ce aveți nevoie, înlocuiți cu succes, cu foarte mult curaj. Mie, pe mine asta mă impresionează. Sigur, ca să spun, cu lipsa echipamentelor aici era până la un moment dat, hai să spunem. Așa, pe dreaptă, acum aveți. Dar acum, și aici nu, trebuie să, nu fac nicio laudă, nu... Nu ce vreau avem aici în imagini, Doru? O coborâre. Cu... O coborâre. Lor li se pare, adică eu sunt șocată de-a dreptul, lor li se pare o chestie normală. Cu un accidentat. Pe potecă. De fapt, poteca e foarte accidentată. Asta este când... o potecă diretezat pe la ce vă uitați. Cam da? Asta e, da. Haideți să-mi povestiți. Ce a făcut? A urcat și la coborâre l-ați coborât voi. Da. Nu a fost bine echipat, nu a cunoscut traseul foarte bine. Nu neapărat că nu este bine echipat. Poate să intervine după un anumit moment, poate să intervine oboseala. Așa. Exact cum am spus mai devreme, trebuie să-ți alegi traseul care crezi tu că poți să-l parcurgi, dar mulți încearcă să treacă un pic de limită și să facă niște trasee mult mai lungi, care îi pun după aia în dificultate și ori au probleme cu membrele inferioare. Pe la o întâlnire internațională. Asta foarte este, cred că, din zona Franței, cred că. Nu, în Italia suntem, la Passo Tonale. Eu, în fiecare an, se ține un congres, acum în octombrie va fi, și o sesiune de iarnă cu salvatorii de pe pârtile de schi. Noi, în România, în câteva țări din astea a fost estice, facem și salvarea de pe pârtie și salvarea montană. E, dincolo, suntem salvarea de pe pârtie este separată. Cei salvatorii de pârtie sunt specializați doar pe pârtie și salvatorii montani doar pe... Dacă e un accident în afara pârtiei, cheamă salvamontul, care sunt cei mai bine pregătiți. Cei de pe pârtie vin, te acordă prim ajutor, te bagă în achie și te evacuează. Eventual, dacă e mai grav, pe elicopter. Pe noi facem și. Și. Eu am spus că da. Sunteți diferiți. Și nu e întâmplător... Asta este un exercițiu de căutare în avalanșă și de evacuare a accidentatului din zona de avalanșă. Cei din spate, vezi, în planul 2, acolo sunt băieții care caută cu sondele de avalanșă eventuale victime. Sau ascundem în zăpadă rucsaci sau... manechine și punem să îi punem. Noi facem exerciții tot timpul ca să nu ne ia, să nu ne pierdem îndemânarea. Ne punem, noi da. Punem, ne punem, că toți facem parte. Da, plus că avem și câini de căutare în avalanșă, avem două echipaje canine brevetate, deci nu așa că avem un câine și îl ținem pe post de mascotă. Nu, sunt câini pregătiți, foarte pregătiți, de fapt echipajul canin este pregătit, că echipajul canin înseamnă om-câine. Atât câinele cât și omul trebuie să treacă niște examene împreună, nu doar câinele sau doar omul. E un pic mai complicat, dar asta e. Aici se face un amaraj la schiuri, adică n-ai de ce să te legi, pui schiurile în zăpadă, te legi de ele și cobori o pantă foarte abruptă. Sunt tot felul de tehnici asta care nu trebuie cred să le... Mai e exercițiu după asta e o, din păcate, o recuperare reală. Așa. Două persoane care au decedat în avalanșă. Doamne ferește. Nu dăm nume, nu facem, nu, dar da, e un caz, după, deci nu e după un caz real, e chiar în realitate și ca să vedeți condiții. Bă, era un viscol puternic, vizibilitate foarte redusă, frig. Asta e. Întotdeauna acțiunile... Aici tot de la o întâlnire internațională cu Italia, parte din Italia, Austria, Spania, aici cu Doru. Reprezentăm România cu succes și întotdeauna am reprezentat-o cu fruntea sus. Suntem una din țările
bine văzute în Salvarea Montană din, din lume. Hai să spunem, chiar foarte bine văzute. Acum am vrut să spun, eu știu, pentru că eu le-am spus că sunt româncă, atunci când am întâlnit pe salvamundiștii de la Davos, am, în momentul în care am spus că vin din România și am spus Hunedoara, n-au România au înțeles, Hunedoara n-au prea înțeles, dar le-am arătat poză cu retezatul. Și băieții s-au aliniat și am fost primită cu aplauze. Îmi pare rău că n-am înregistrat momentul. Să, și de atunci te tot buzi, de când m-am întors, vreau să fac o emisiune, pentru că da, vreau să vă spun că băieții v-au aplaudat, au fost aplauze. Aici la, cu ajutoare la, pe la Vadul Dobrii când sunt zepezit. Așa. Le mai ducem, adică le-am dus le medicamente, alimente. Medicamente, asta e important. Și da. Vreau să povestim. Voi nu faceți doar emisiuni de salvare. Eu, prin prisma meseriei mele, văd mereu poze cu voi. Am văzut o știre la un moment dat, o postare, cred că și la voi pe pagina de s-au bătut doi ciobani și voi ați intervenit. Deci, până la urmă, unde începe misiunea voastră și unde se termină misiunea voastră? Păi, începe unde începe muntele și se termină, cred că, la când intrăm în casă. Pentru că după cum spune și zona de activitate a noastră, este în locuri dificile. Ori de multe ori găsești locuri dificile nu numai în munte. Și aici la Deva, pe cetatea Devei, unde sunt pereți, și am dat... Și avem imagini cu da, voi, am dat, aici reparați o cabană. Refugiile turistice. Sunt în custodia noastră, le reparăm, le amenajăm, turistii le mai strică, da, noi iar le reparăm și tot așa. Ba, păi cel din Parân, care a fost, care e refugiu amplasat la cea mai mare altitudine din țară, a reușit să-l ducem acolo cu elicopterul, însă bineînțeles că a fost vandalizat, scris pe el, ruptă ușa, na. Costă foarte mult reparațiile în zona montană și aici nu ne permitem. Curățare de poteci, pentru că șneapă nu crește. Atunci o facem tot noi. Însă și aici, cu mare atenție, întotdeauna curățirea traseelor se face cu aprobarea administrației parcului, pentru că fiind parc național, jnepenișul, jneap sau tăierea jneapănului e infracțiune deja, nu-i mai contravenție și atunci trebuie să avem aprobarea lor. Aici exerciții cu elicopterul la Caransebeș, de troliere și de salvare. Vreau să spun că folosim cu succes echipajul aero. Vine totdeauna, ia un băiat de-al nostru care este pregătit, avem 8 băieți care au pregătire în sensul ăsta, se trolează în zocuri greu accesibile, deci nu aterizează elicopterul, se trolează, dă prim ajutor victimei, după care o pachetează și o ridică în aer, transport la cel mai apropiat spital. Aici la copii le prezentăm anumite tehnici de prim ajutor, cât pot să înțeleagă și ei, să vadă cu ce se mănâncă salvamontul și ce înseamnă salvarea montană. De fapt, e o lecție de prim ajutor care a trebuit să o știe copiii cam de la o vârstă încolo, cam prin școli. Ar trebui să se predea un pic. Zilele voastre au mai lungi decât ale noastre. Noi avem 24 de ore mai și dormim. Voi, nu zile... prea. Nu? A noi aici... Și astea sunt mașinițele pe da. Care eu le iubesc. Suntem beneficiarea unui proiect inițiat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 52 de astfel de... Vă ajută mașinițele frumuseți, astea. Cu tot cu remorca pentru echipajul canin. Foarte bune mașini, foarte binevenite, sigur că da. Ele sunt dotate cu tot ce trebuie. Aici la... În Tirolul de Sud, la o întâlnire internațională, tot așa. Aici suntem din toată țara. Suntem da, delegația României. Delegația României. Deci, tot 24 de ore are și au și zilele lor. Asta de e multe ori sunt puține, da. Un pic mai mult de 24 da. De ore. Uneori sunt puține, alte ori. 24 de ore când suntem la zona de acțiune, am avut acțiuni în care au fost 72 de ore în care n-am dormit deloc.
acțiunea, bineînțeles, noi o finalizăm, ducem de aia cap la coadă și... Cum? Nu sună, adică nu te... Nu, ca la alte instituții care, nu. Când este 8 ore, au plecat acasă, la noi nu există așa ceva. Băieții sunt tot timpul într-un foc continuu, să spun așa cum era înainte de exista, te duceai și lucrai combinat, te zicea că e foc continuu și nu se poate opri oțelăria sau alte cele, da. Furnalul, așa este la noi. Deci la noi nu există că suntem 8 ore la servici, la noi este... Trebuie să ai o continuitate, pregătirea continuă, nu te lasă nici acțiunile. Ați simțit vreodată, nu știu dacă voi ați avut cazuri, am văzut la știri, la televizor, de foarte multe ori, oameni care pleacă pe munte inconștienți. Așa ca mine în această dimineață. Inconștienți, de-a dreptul. Și am ajuns la imaginile de la cetate, dragii mei, și revin, da, la un exercițiu de salvare la telecabina. S-a blocat telecabina, am spus că avem imagini, mulțumim Rosie, le-a recunoscut, eu le-am studiat și aseară și azi dimineață, m-am uitat la voi, dar n-au fost victime, a fost... Nu, a fost un exercițiu. A fost un exercițiu înainte să se dea drumul la telecabina din Deva, acum, anul acesta. Trebuie făcut un exercițiu împreună cu cei de la ISU. Da, un exercițiu și... De evacuarea persoanelor. Să vedem micile lipsuri care sunt și atunci ne-am dat... Și am făcut exerciții de evacuare din telegondolă, de peste tot. O să facem și unul de vară în pasul Vulcan, pentru că dacă e mai lejer acolo, asta e o aplicație de salvare din gondolă de la Transalpina, împreună cu colegii noștri din Râmnicu Vâlcea, de la Vâlcea. Mulți ani după ce s-a deschis pârtea de la Transalpina, am, să zicem așa, am făcut un schimb de experiențe și un transfer de resurse umane, pentru că erau puțini acolo în Vâlcea, puțini și calificați, și atunci parte din băieți se duceau și făceau de serviciu acolo la pârtie. Ne-am antrenat împreună și am făcut salvări pe pârtea de acolo împreună. Cum v-am întrebat? Am vrut să vă întreb, ați făcut și salvări sau doar ați rămas la fază? Ați avut și întâmplări? Bine, din gondolă nu, doar de pe pârtie. O mulțime de salvări, pentru că, cum vă spuneam, erau puțini. I-a prins pe nepregătite așa un pic pârtea asta foarte mare, cu mulți schiori pe ea. Și le-am dat o mână de ajutor, care a fost binevenită. Acum au resurse, bine pregătiți, dar noi ne mândrim că i-am ajutat, am pus umărul să... Ca, și știți cu siguranță că dacă veți avea nevoie, ei vor veni în ajutorul vostru. Sigur, bine, la noi nu există graniță, să spui, băi, aici e limita Hunedoarei, de aici începe a Gorjului sau a... cu cine suntem vecini sau Carașului. De multe ori intervenim noi pe zona pe lor, teritoriul lor, pentru că ajunge mai repede sau invers. Deci nu e nicio problemă de genul ăsta. Odată am înțeles, dragii mei, că nu au 8 ore de servici în care trebuie să se și antreneze, trebuie să facă și sport, trebuie să mănânce echilibrat, nu știu ce mai trebuie să facă, n-au voie să se certe cu oamenii, n-au voie să se enerveze, n-au voie oamenii ăștia, n-au voie nimic, eu nu înțeleg. Mai reparăm trasee, chiar colegul a pus o filmare cu cabana Pietrele, unul din podetele de acolo foarte, foarte bun, aproape la un an, doi, lua apa și atunci am zis, ne-am enervat și am făcut unul așa, ca meșterul Manole, unul mai trainic. Dar și să nu... Dar n-a zăsat-o pe Ana acolo. Nu, că nu era cu zidărie. Acolo și în Curba Soacră am făcut două podete și urmează unul deasupra de refugiu Gențiana. Ăla zice Rosia acum în caz când spune că mai e sus de Gențiana. Da, le-am refăcut aproape anual, dacă nu la 2 ani. Și din cauza zăpezii, a viiturii, se tot deteriorează, de strică. Dar am zis că poate reușim anul ăsta, cu sprijinul unor sponsori, să luăm două grinzi metalice și să le transportăm cu elicopterul, bineînțeles, până acolo și vedem. Dar
le rezolvăm încet. Pe ei să vedem ce fac și noi. Venim da. Cu imagini că sunt spectaculoase. Sunt foarte... județul ăsta, Hunedoara, eu nu sunt hunedoreancă, dar sunt în județul Hunedoara din 96 și m-am îndrăgostit, mă simt aici ca acasă. E frumos și județul în care m-am născut, că sunt din județul Alba. Avem și noi munții noștri. Dar peisajele pe care le vedem de aici, din parcul retezat, și eu mereu, să știți că sufăr când nu ajung să văd cu ochii mei, dar sunt conștientă că nu aș rezista. Nu îmi permite nici fizicul, nici psihicul să ajung să văd cu ochii mei aceste frumoase peisaje. Rămân la ochii voștri, la ochii lui Rosi, al lui Remus, care ne-a adus și ne aduce Remus Suciu, care ne aduce imagini de acolo, pentru că sunt conștientă că nu pot să le văd cu ochii mei. Deși sunt superbe. Dar toate au început. Să nu exagerăm. Ajungem exact de unde v-am oprit. Nu toată lumea e conștientă că nu poate să facă asta și în urma unui imbold, încurajați de, poate de persoane care nu sunt chiar cunoscători, trec pe la un magazin din ăsta de echipament sportiv și întreabă cum mă îmbrac pentru așa, și acolo găsește o vânzătoare foarte de treabă care își face targetul, wow, și care ai prins-o într-o zi bună și cu zâmbetul pe buze, și te îmbracă din cap până în picioare și pleci fericit la munte. Sau sunt cazuri în care, în urma unei suferințe, ca să nu spunem așa, unii oameni iau hotărâri și pleacă așa în munți să se elibereze. Dar uită că acolo nu te duci să te drincănești. Uite minunea, una da, dintre Hera, ele. Da, una dintre ele, Hera. Și pe celălalt, cum îl cheamă? Aldo. Da. Hera și Aldo. Da. Cu care ne-am întâlnit? Cu Hera. Cu Hera. E superbă. Nu da. Prea fac eu... Iubesc, sunt... Mă rog, noi ar trebui să rămânem mereu datori animalelor, că sunt mult mai pașnice, sufletește decât noi, ca să nu spunem altfel. Dar mergem acolo. Pleci în suferință și îți iei și sticluța. Știi că poate o găsești la un... cu tine. Ați avut vreodată sentimentul că cel pe care mergeți să-l salvați poate nu merita și voi vă riscați viața? Ați întâlnit? Nu, n-am întâlnit niciodată sentimentul ăsta că nu merita salvat. Fiecare om, noi nu tratăm oamenii diferit, adică orice victimă care este o tratăm nici după fel, culoare. Nici după culoare, nici nu. Adică pentru noi este tot o victimă care are nevoie de ajutor, o persoană care da. Se află la greu, să spunem așa, și are nevoie de ajutorul nostru și atunci încercăm să-i acordăm cât mai bine primul ajutor și să-l aducem cât mai în siguranță jos, să-l predăm la unitățile ambulanță, smurtice. Păi n-ați trecut pe bra... Vă aveți Facebook? Avem. Aveți timp să vedeți mesajele alea, iubește-te pe tine mai mult? Nu, asta mai pe... puțin, cu Facebook da? Mai puțin, că nu... Băieții ăștia n-au trecut pe la terapeuți, n-au învățat să se iubească pe ei însuși. Mai avem 5 minute de emisiune. Care a fost, și aș vrea să aflu de la voi, care a fost cea mai grea misiune pentru fiecare dintre voi? Sunt ferm convinsă, nu i-am întrebat, știu, de câți ani, pentru că a spus că e time a long ago, a spus, nu-i mai întrebăm. Care a fost cea mai grea misiune pentru fiecare dintre voi? Eu nu pot să zic că am prins una cea mai grea. Toate acțiunile cred că sunt grele în felul lor. Adică poate să fie de durată, ca și oboseală să te extenueze. Adică am prins, exact cum a zis mai devreme, acțiunea de 3 zile în care nu s-a dormit deloc, nu s-a... De acolo, uite, acum sunt imagini de unde venim, de la o căutare în care am stat, la care am stat vreo 4 zile. Am stat în creastă sus, în retezat, în partea de retezat Godeanu chiar, și am căutat o persoană dispărută. Am stat cu corturile, cu tot harnașamentul după noi și am făcut căutări în toată zona de creastă.
Deci a stat acolo 4 zile cu cort, cu mâncare, cu... Nu. Nu s-a zis. Pe genul Baltago sau Miorița, cum se întâmplă cu toți ciobanii. Ca să țin să menționez lucrul ăsta, noi în județul Hunedoara, cred că avem 3 persoane care n-au fost găsite din 70 până acum. Deci la noi sunt foarte puține persoane care nu le-am găsit. Dar eu zic că de multe ori poate și noi suntem împinși către o pistă falsă sau ni se spune un lucru și vedem după ce găsim că este total opus locului în care am fost trimiși să căutăm sau să salvăm. Acum, nu știu. Cât încredere trebuie să ai în coechipierul tău? 100%. Maxim. Deci trebuie să te gândești că îți lași și tu viața în mâinile lui de multe ori și el își lasă viața în mâinile tale. Deci aici nu putem să zicem că nu știi ce ai de făcut, trebuie să știi tot timpul să fii pregătit pentru lucru sub presiune, pentru că de multe ori ești chiar sub o presiune mare, dar noi am învățat și trecem foarte ușor peste lucrul ăsta. De multe ori facem glume, de aia mai ne zice lumea că suntem puțin duși, cum se spune, pentru că noi și de la... Păi sunteți duși la munte. Da, suntem. Da. Asta cred că era printre condiții, nu neapărat printre condițiile, printre calități sau defecte, ce se spune, ca să fii în salon, trebuie să fii un pic cu capul. Că altfel n-ai motivația care te ține acolo să te duci zilnic și să pleci de acasă și să nu știi când apar înapoi. Unii avem familie și care și pe toții cam înțeleg familie, că dacă n-ai acasă pe cineva care te înțeleagă ce faci și de ce faci, nu prea ar fi în regulă. Dar, cum a zis, trebuie să fii un pic dus ca să stai toată ziua acolo, pe ce? Că nu vorbim aici nici de bani, nici de... că banii sunt puțini, așa cum sunt. Dar asta e, odată e dragostea și plăcerea asta de a fi în munte, de a face ceea ce faci și un pic dus cu capul. Asta e pe românește. Ai o acțiune în toți anii aceștia? Am mai multe, dar... Care ți-a rămas așa la suflet? Care o ții și o dai de exemplu, să nu se întâmple cum s-a întâmplat atunci. Păi am multe, chiar cu niște cazuri dramatice, dar te marchează cum să nu. Te aduci aminte de ele pentru că îți rămân întipărite. De multe ori stai să te gândești dacă ai făcut bine sau nu. Însă sunt foarte multe cazuri, n-aș vrea să le număr acum, sunt care îți rămân întipărite și nu le pot șterge, n-ai cum. Adică faci recomandări, te muncești ca să fie, să iasă totul bine, stai, să spunem, în ghilimele de veghe să nu se întâmple oare ceva și atunci se întâmplă. Cât sunteți în echipă? Haideți înainte să ne luăm, că ne scoate Rosie afară din emisie imediat, mai avem foarte puțin timp. Cât sunteți? Și vreau să le mulțumim la toți colegii voștri, pentru că nu vreau să scăpăm pe nimeni să fie amintit în această dimineață. Ca și angajați la nivel de județ, suntem 18 salvatori montani, contabilă și pe parte de magazie, gestionar magazie, dar avem foarte mulți voluntari. Dacă ar fi să facem salvare montană doar cu angajații, ne-am blocat foarte repede, pentru că nu se poate, nu e posibil. Avem un județ destul de mare, ca și acoperire de zone montane, suntem undeva în jur de 80 de voluntari la nivelul județului Hunedoara. Cu tot cu SPEO. Deci cu 18 angajați și 80 de până în diferență... Nu, diferența, 80... Cu plus 18, angajat, da, 18. Am înțeles. Deci suntem, avem și echipa Salvaspeo care acționează în mediul subteran, în zona peșterilor, și avem și salvatori montani care sunt supraterani. Deci nu dăm nume, dragii mei, eram convinsă de asta. Eu am încercat la un moment dat să fac o listă, am renunțat, i-am căutat și i-am găsit pe o parte din ei. Mi-am dat seama că
să fac o greșeală. Eu le-am oferit ocazia în această dimineață, nu vor, eram sigură că așa vor face. Deci ei sunt Salvamont Hunedoara. Bine, dacă nu vreți să le mulțumim celor care fac parte din echipa voastră, eu vă felicit în mod personal. Sunteți mai mult decât minunați. Mă impresionați de fiecare dată, poate nu reușesc de fiecare dată să vă arăt cât de mult vă prețuiesc pentru ceea ce faceți. Chiar dacă eu nu urc pe munte, să știți că de fiecare dată dorm liniștită, că știu că cineva chiar și mi-a pregătit. Să-mi cumpăr bocanci, mă duc, uite, cu mașina de pompieri m-am plimbat și m-am jucat cu telecomanda prin oraș la o acțiune. Uite, dacă permite timpul și aveți odată, uite, și da, dacă îmi promiteți că mă aduceți și acasă. Cum și să nu? În siguranță, ușor, în siguranță. Uite, îmi cumpăr bocanci, dar în rochie. Promite, nu contează, acum nu contează. Bine, dragii mei, mă duceți la Râușor, da, am dat cu Bianca de înainte, de înapoi și întreb la un moment, dar vă zbărați, cum ajunge la Râușor? Păi sunteți la Râușor, nu, no, mulți ani fain, era un nene acolo care a fost foarte drăguț. Dragii mei, vă doresc tot binele din lume, vă doresc să vă găsiți... membrii alături de voi echilibrați, mental, psihic, puțin duși, să faceți lucruri faine cum ați făcut și până acum. Și să știți că eu vă mai aștept aici la mine, nu a fost o emisiune unică, haideți, de câte ori aveți ceva de spus și vă doriți să transmiteți celor de acasă, uite, o să înceapă sezonul de schi, putem face un matinal să le spunem celor care iubesc un matinal de la 9. Să nu avem cum, că nu ne lasă Corina, de la 7 la 8 avem emisie. Felicitări, vă doresc în continuare să vă ajute Dumnezeu și să vă binecuvânteze și să fie alături de voi de fiecare dată când puneți piciorul pe un teren mai accidentat. Orică sunteți în misiune, orică sunteți la plimbare sau la antrenament, să fie Dumnezeu acolo cu voi, că aveți nevoie. Sunteți curajoși și asta e impresionant. Jos pălăria pentru acești băieți care ne duc acasă, ne aduc acasă în siguranță atunci când pregătiți sau nepregătiți facem acte de curaj și mergem pe munte. Ne luăm la revedere de la ei. Noi ne luăm la revedere până mâine dimineață, că mâine dimineață revenim, dragii mei, cu două frumoase și minunate doamne și domnișoare. Da, Andreea e domnișoară. Roxana Olșanski alături de fiica ei va veni, Andreea Ordean va reveni aici la Dale Dimineții. A rămas să spunem eu și Rosi Datori cu un material. Vă aduceți aminte când am promovat proiectul celor două frumoase, talentate și pline de nu știu, de minunăția sufletului, aceste femei minunate. Mâine dimineață revin, dragii mei, aici la Deale Dimineții, să ne povestească cum a fost vara, ce s-a întâmplat cu acel proiect, cât succes a avut, ce a mai făcut Andreea, ce urmează să facă și cum a trecut frumusețea noastră, Andreea, peste toate examenele din această vară, cu susținerea cui. Am văzut că au fost plecate și în străinătate, poate ne aduc poze. Până mâine dimineață când ne întâlnim aici cu Roxana Olșanski și fiica domniei sale, Andreea Ordean, eu vă spun la revedere. Eu vă doresc o zi de august minunată. Nu plecați la munte dacă nu sunteți echipați corespunzător. Și dacă nu știți de ce aveți nevoie, dragii mei, avem salvatorii montani, contactați, sunt sigură că vă vor învăța de ce aveți nevoie și de cât sunteți pregătiți. Până atunci, dăruiți din iubirea voastră, așa cum dăruiesc acești oameni, de fiecare dată când pleacă în munte. Vă iubesc, pe mâine dimineață,